mai divine și cele mai drăgălașe vietăți de pe lumea asta mi se par iepurașii, dar și cel mai greu de crescut. Pentru Valeriu Rață însă, dragostea față de această pasiune bate orice dificultate și orice cheltuială. Vă povestesc imediat cum tânărul pe nume Valeriu Rață, născut în Bardar, a ajuns să se bucure la numai 25 de ani de o fermă sănătoasă de iepuri. Câțiva ani la rând, băiatul a încercat să-și facă viața mai ușoară muncind peste hotare. A explorat străinătatea în lung și în lat, dar acum 2 ani a înțeles că nicăieri în lume nu este mai bine decât acasă. Și în Moldova poți câștiga bani dacă te implici, iar statul te încurajează. Grație unor proiecte de susținere a micilor întreprinzători, a tras de partea sa câteva granturi și pasiunea tatălui său a prins viață în mâinile lui. Am început cu construcția, am construit, după aia am adus materiale plase, am construit cuștile cu propria putere, așa cum am știut eu, cum informăm de pe internet. După aia am adus iepuri, le-am dat hrană și am început să cresc. Și-a lansat afacerea cu 10 familii, ceea ce ar însemna 54 de femele. Despre cum trebuie acestea îngrijite, cunoștea în linii generale, însă experimentând sistematic, după cum îi dictau intuiția și povețele fermierilor de pe internet, Valeriu a ajuns în prezent un adevărat specialist în creșterea iepurilor. Eu singur le pun vaccin, eu singur le dau medicamente pentru profilactic, singur le fac curat, singur le pregătesc mâncarea, singur îi dau la însămânțare, adică la împerechere, îi selectez, duc evidență, tot fac de unul singur. Dar haideți să le vedem pe toate mai îndeaproape. Haideți să vedem, să vă arăt ce am, ce îmi place mie să fac. Frașii! Astea sunt... În primul rând te întreb, ce muzică? Muzică. Deci, iepuri sunt foarte sensibili la gălăgie, da? Se stresează foarte repede. Acum, ei având aici liniște, eu dacă se intru așa, prin prins de veste, da, ei se sperie. Dar așa eu le-am pus muzică, ei se deprindă cu voce, cu gălăgie. Când intru, ei nici nu observă că eu am intrat. Am mai citit undeva că muzica sporește randamentul undeva cu 10-15%. Adică relaxează. Primii care și-au ciulit urechile odată ce am început să-i bârfim au fost pufoasele din Noua Zeelandă. Sunt iepurași care mai sus vedem cu urechile negre, acelea sunt rasa California, și ăștia negri au ieșit așa, dintr-un crucișare, din Flander cu Noua Zeelandă, și au ieșit așa negri. Dar pute ce de grață? Da, sunt frumoase, femeile sunt frumoase. De faptul că în crescătorie ordinea și disciplina sunt respectate cu sfințenie, îți dai seama imediat ce pășești pragul acesteia. Tabelul cu evidența strictă a oricărei mișcări legată de nașteri, împerecheri sau pierderi atârnă pe fiecare cușcă. Asta e femeia la numărul 2. Prima încrucișare a fost pe data din 1 mai 2013, cu iepuroiul numărul 4. Acum eu când dau să încrucișez deja pui iepuraie și acestea cu alți pui, păi nu trebuie să încrucișez să fie același tată, da? De-aia se duce strict evidență. Acolo se scrie deja cât s-a fătat, când s-a fătat, când se vaccinează. La moment se laudă cu 30 de femele și circa 60 de pui. Cei mai mici au o lună de viață în familie, dar în preajma sărbătorilor de iarnă, proprietarul ne dă asigurări că vor cântări peste 3 kg și vor fi numai buni de sacrificat. Deci îi hrănește la soveste, dar ne uimit să aflăm că nu avem voie să venim în ospeție cu morcovi. Iată, asta e mâncarea care le-o dau eu. Asta e hrană granulată. Deci hrana aceasta conține, începând de la lucernă, cantitatea necesară pentru ei, plus toate cerealele care se permite să da iepurilor, da? Plus sare, plus calciu furajer, plus drojdie furajer, plus vitamine, se face așa, se mărunțește și se granulează. De ce dăm hrană de asta și nu dăm, cum spui tu, morcov, sfeclă sau varză? De aia că iepurii foarte repede se îmbolnăvesc, sensibil și cu digestia. Și mănâncă ei printr-un sistem pus la cale chiar de stăpân. Aici turnăm hrana, ăsta e hrănitorul, unde se adună hrana. Iepurașii știu deja, iepurile așa un animal, când îl pui într-o căsuță lui nouă, da, în cușcă, el caută, cercetează toată cușca să vadă și pe urmă dă de apă, apa vine prin sistem automat, da, sunt acolo țevi și cu pipete, adăpători, dau de apă, după aia găsesc hrana.
Asta e scurgerea, aici e cuibul. Cuibul are ușă ca să nu-i dăm voie femeilor să intre. De aia când prinde 10 zile după ce s-au fătat iepurașii, femeia hrănește doar o dată în 24 de ori iepuraș. Și până la 10 zile iepurașii sunt firă, nu au blană și tare repede să rănesc. Valeriu este în totalitate autorul acestui proiect de creștere a urecheaților, în care a investit peste 300 de mii de lei. Iepurii îi sunt atât de dragi încât petrece alături de ei zilnic ore în șir. Se străduie ca măcar o dată pe zi să facă curățenie în încăpere și să le ofere un confort 100% ecologic, în așa fel încât și carnea de iepure pe care o vinde să fie sănătoasă. Ce ține de vânzări, Valeriu mărturisește că abia face față solicitărilor. Afacerea de fermier profesionist i-a dus faimă pe piață, iar agenții economici și oamenii de rând fac coadă pentru 10 de kilograme de carne produsă în gospodăria lui. Ei, dar să nu pierdem din calcul și cheltuielile care îl bat simțitor la buzunar. Poți vă arăt ce mai frumos, ia că așa ceva, nu știu dacă ați văzut. Nu ăsta, nu ăsta, iată ăsta, iată așa ceva n-ați văzut. Wow! Uitați asta ce frumos. Eu nu știu dacă ați mai văzut la cineva iepuri, uitați-vă cum e pe... Pune-mi jos, nu-i problem, podeaua e curat. Uitați-vă cum e pe spate, da? E foarte curat. Urechile sunt curate, uitați cum e spatele și uitați șlăbuțele. El nu se cunoaște când merge pe podele, da? Adică cum e la labe, așa e și pe spate. De atâta că cuștile sunt din plasă. Păi așa e rasa lor, dar nu că... Se proaște sănătoasă. Nu se teme de epidemii, tratează cu optimism riscurile afacerii și poate număra pe degete pierderile de urecheați pe care le-a înregistrat până acum. Așa că povestea de succes a lui Valeriu Rață cu iepurii demonstrează că și în Moldova a trăi se poate. Poporul zice că e foarte riscant să crești iepuri. E riscant pentru cel care nu știe să ia măsuri, da? Sau nu este precaut. Odată ce dai hrană bună, odată ce faci curat la timp, profilactică, dezinfecție și te comporți bine și trebuie să-ți placă lucrul. Nu să vii și cu ciudă să faci curat, să dai hrană, da? Și trebuie să-ți mai rogi. Dacă te rogi, atunci să trăiești tot. Nu mă termin epidemii. Slavă Domnului, până acum poți să număr pe degete câți iepuri m-am vă morți. Chiar îți mulțumesc.